Au fost efectuate lucrări de reparație la blocul alimentar, la spălătorie și au fost reparate în totalitate două grupe. Toate acestea au fost realizate la grădinița de copii numărul 199 Lăstăraș din capitală. Lucrările au avut loc grație consilierului municipal Eugenia Ceban din cadrul PSRM, anume ea a reușit să convingă primăria municipiului Chișinău să aloce 2,5 milioane de lei instituției preșcolare pentru reparație. Vara, în perioada reparațiilor în instituțiile preșcolare, grădinița numărul 199 Lăstăraș din capitală risca să se închidă. Blocul alimentar era într-o stare dezastruoasă, încât nici bucătăresele nu mai puteau lucra în acele condiții. Administrația instituției preșcolare a început să caute resurse financiare pentru a putea repara grădinița. Doar consilierul municipal Eugenia Ceban, PSRM, a răspuns la apelul instituției. Am avut o întrevedere cu doamna Eugenia Ceban, consilier municipal, care ne-a ascultat foarte atent problema noastră și a spus că va încerca să rezolve, care și respectiv a rezolvat această problemă destul de pozitiv pentru noi. În grădinița 199 Lăstăraș aveau autorizații interzise de pentru blocul alimentar și totodată, iată, astăzi am fost martori că noi am redeschis această grădiniță, am reparat-o capital. Mai mult ca atât, în această grădiniță era școala primară unde a fost închisă și în acest cartier este nevoie, copiii au nevoie de grădiniță. Iată, suplimentar am mai dat un milion de lei, 500 de mii, pentru să redeschidem aceste grupe și eu cred că este un pas foarte bun. Grădinița de copii Lăstăraș este frecventată de peste 640 de pici, în vârste de la 2 la 7 ani.